Jurnalista Sorina Matei, cum s-a făcut de râs ca Iohannis pe legile justiciei. Critici dure lansate de jurnalista Sorina Matei, pe Facebook, la adresa presublinieredintelui Klaus Iohannis după anuncul făcut de sublinierea statului privind trimiterea pachetului legilor justiciei la CCR sublinierei Comisia de la Veneția. Matei susține ce Iohannis s-a făcut de râs nesubliniere timp ce CCR deja s-a pronuncat deja din ianuarie 2018 pe sesizarea Comisiei de la Veneția. Presubliniere-dintele Klaus Iohannis a făcut astăzi aprecieri pe marginea legilor justiciei, pe toate cele trei legi. 303, 304 sublinierei 317, anuncând ce le trimite înapoi la Curtea Constituțională sublinierei va sesiza Comisia de la Veneția, de sublinierei doar o singură lege se află pe masa presublinieredintelui, intrând în termen de promulgare, respectiv legea 304. Legea 317 se află la Curtea Constituțională, iar legea 303 se află în Parlament. Culmea este ce în subliniere motivarea Curții Constituționale pe legea 304, declarat constituțional sublinierei care se află pe masa presublinieredintelui, se scrie negru pe alb la punctele 54 sublinierei 55 ce se poate sublinierei ce nu se poate face în privința Comisiei de la Veneția. Cum presubliniere-dintele sublinierei probabil nici consilierii presubliniere-dintelui nu au citit, iată ce scrie deja din ianuarie 2018 în movitarea CCR pe legea 304, motivare de care până acum nu au aflat, de subliniere este public, general obligatorie sublinierei publicat deja în Monitorul Oficial. Motivare decizia numărul. ...23 din 23 ianuarie 2018, referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor legii pentru modificarea și completarea legii numărul 304/2004 privind organizarea judiciară. Punctul 54. Cu privire la cererea formulată de grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal din Camera Deputaților și Senat privind solicitarea punctului de vedere al Comisiei Europene pentru Democraie prin drept a Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, plenul curii, analizând motivele pe care se întemeiază cererea, constat că acestea nu constituie altceva decât critici generice de neconstituționalitate ale legii, care se suprapun, parial, cu criticile formulate de autorii sesizărilor de neconstituționalitate în prezentele dosare aflate pe rolul curii. De vedere despre care fac vorbire grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal vizează competența principală a Comisiei de la Veneția, aceea de a oferi statelor membre solicitante consiliere legal, sub forma opiniilor legale/avizelor exprimate cu privire la proiecte de acte normative sau legislaie aflat în vigoare, care este supus revizuirii. În acest caz,
Curtea observă ce sesizarea Comisiei se realizează de statul membru, Parlamentul Național, Guvernul sau eful statului, în temeiul art.3.2 din Statutul Comisiei Europene pentru Democraie prin Drept, adoptat de Comitetul de Ministri la 21 februarie 2002, la cea de-a 78-a reuniune a ministrilor adjunchi. Punctul 55. Potrivit prerogativelor Comisiei de la Veneia, în raporturile cu curile constituționale, aceasta poate formula, la solicitarea instanței naționale, opinia amicus curiae, dar nu cu privire la constituționalitatea actului supus controlului în procedura desfurat potrivit legii naționale, ci cu privire la aspecte de drept constituțional internațional comparat, incidente în cauza dedus judecii. Prin urmare, doar Curtea Constituțională poate aprecia oportunitatea formulării unei cereri adresate forului internațional, în funcție de obiectul controlului de constituționalitate. Sub acest aspect, plenul Curii Constituționale constată că, în analiza materiei supuse controlului de constituționalitate în prezentele cauze, nu sunt necesare lămuriri, pe calea unei opinii amicus curiae formulate de Comisia de la Veneia, cu privire la incidența unor aspecte de drept constituțional internațional comparat, a scris Sorina Matei Pereceaua de socializare.